Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un review cu un telefon de 15 ori mai ieftin decât ala de săptămâna trecută. Dacă te-ai uitat în serie la ele, acest Titan P6000 Power costă suficient de puțin încât cu banii pe care i-ai dat pe cel puțin 15 din astea îți iei un telefon de top zilele astea. Și ce poți să obții la 395 de lei zilele acestea? Păi hai să vedem împreună minutele care urmează în timp ce îl desfacem și vedem dacă merită cei 395 de lei cu TVA inclus. Uf, sper doar să nu fie tortură. Nu mă înțelegeți greșit, dar pe hârtie nu sunt toate bune, adică ecranul... Da, mai bine aflăm împreună. Vine de la cei de la iHunt, care ne-au obișnuit cu telefoane accesibile și specificațiile astea, dincolo de faptul că are Android 8.1, ceea ce e o veste bună, mă încurcă, așa e ok, stocarea doar 16 GB de a hey, o să ai slot de card și atunci poți să spui cardul tău, Ecran mare, baterie mare. Băi, nene, dar nu zice rezoluție aici. Deci o să vă arăt rezoluția ecranului. Mi se pare puțin. Dar sper că pare mai bine în realitate. Dar compensează la schimb cu faptul că e dual SIM și este pe gold. E golden. Dăm deoparte asta și în cutie avem un telefon cu un aspect în ăsta 2x1. Un telefon lunguieț, suficient de îngust și care de la distanță așa seamănă cu LG G6. Bine, de departe. De aproape însă... Prima senzație este că spatele ăsta care te păcălește că ar fi plastic, pardon, sticlă, e de fapt plastic sau invers. Eu cred că e plastic. Însă este lipit pe o carcasă din oțel. Avem un telefon neașteptat de strong. Adică să vezi metal pe un telefon de, de zona sa de preț e o veste bună. Este un metal vopsit însă în culoarea aceasta anumită golden, cu butoane de aluminiu din când o seama și un conector micro USB în partea de sus. Din acest motiv și din acest motiv ca ai și slot de căști, ai mufă de căști, nu folosi telefonul în ploaie sau dacă transpir mult sau în duș, pentru că nu este rezistent la apă, printre altele. Pe partea stângă nimic, pe partea dreaptă nimic, în afară de butonul de standby și cel de volum, dar o chestie rarisimă pe telefoanele de test, nu știu când am mai văzut un telefon cu această specificație extraordinară în ultima vreme, este faptul că... spatele se desface, capacul de spate se desface pentru a accesa cele două microsimuri. Atenție, nu ți-arunca toate bucățelele de la SIM, dacă ai de gând să-l folosești pe ăsta, pentru că vei avea nevoie de microsimuri și slotul de card micro SD care vine peste sim acesta fără să-l înlocuiască. Asta e o chestie bună. Bateria, în schimb, de 5000 de mAh, ce putem așa scrie pe ea, este fixată cu șuruburi, însă poate fi schimbat foarte ușor la service în cazul în care simți nevoie. În cazul în care simți nevoie. În rest, telefonul este prins în șuruburi și are o cameră duală pe spate. Not bad. Așa cum ne-au obișnuit cei de la Aihan, telefoanele lor sunt rezistente la șocuri, dar nu ăsta și nici la apă. În partea de jos, în schimb, are perforațiile pentru difuzor, este doar un difuzor mono și un microfon. Al doilea nu-l văd. Îmi doresc totuși să anuleze zgomotul de fond, dar nevoie de două microfoane pentru asta. Poate al doilea e undeva pe aici. Eu îmi pun speranța. Pe față cameră, cred că aici este un senzor de proximitate și în buna tradiție de la Aihan avem folie pusă pe ecran. A doua folie este doar pentru transport și așa rămâne cu folia lui obișnuită, care este foarte bine pusă și va proteja acest plastic ușor curbat sau sticlă, tind către un, cred că e policarbonat. Un policarbonat protejat cu folie și te încurajează să ai grijă de folia asta și să o schimbi la nevoie, ca să nu se zgârie ce este de desubt. Nu este cel mai rezistent device. În zona asta de preț, însă, are un design ok, nu am ce să reproșez, este simplu și suficient de rezistent. Practic, șasiul acesta este gândit să țină bine bateria și ecranul. Să vedem cum funcționează. Ce mai avem în cutie? Cablu USB, micro USB, nu avem așadar USB-C pe acest telefon și încărcătorul este unul absolut banal de 5V cu 1A va încărca lent bateria aceasta, va dura cel puțin 5 ore o încărcare completă. Dacă lași peste noapte, nu cred că te deranjează lucrul ăsta, dar dacă te grăbești, nu are încărcare rapidă. Și cam acesta este conținutul cutiei. Hai să vedem ce mai găsim. All Call, așadar este făcut în parteneriat cu cei de la All Call sau Alcal, powered by Android. Și din ce pornește, o să vă spun că avem un ecran de 5,55 în diagonală și o rezoluție de 960 x 480 Diagonala nu era, nu mă înțelegeți greșit. E un device cu un ecran însă lung și este suficient de îngust. Cele mai multe telefoane de 5,55 până recent erau prea mari. Acesta însă este ușor de folosit într-o mână pentru că este în proporția asta de 2 pe 1, ceea ce este foarte bine. Un 5,5 pe zona asta de buget, în schimb, vine cu o rezoluție destul de mică a ecranului, dar panoul de... Nu este tocmai rău. Adică, dacă de la distanța asta văd pixelii, dar de la distanța asta nu, nu mă interesează prea tare. Cred că este pentru cineva care o poartă deja ochelari, ori nu îl interesează foarte tare de felul în care se vede. E pentru cineva care folosește un telefon de genul ăsta cu pictogramele mai mari sau pur și simplu nu este atât de pasionat de pixel ca mine. Eu însă văd pixelii și asta Mă, mă, deranjează puțin. Adică sunt obișnuit cu ecrane foarte bune, însă pentru un telefon de buget ecranul nu este rău deloc. Este corect laminat și are unghiuri bune de vizualizare. Este un, un IPS din zona de buget, dar un IPS corect calibrat. Are culoare, are contrast și este din și în partea de luminozitate dat la maximum, se vede bine și în condiții de lumină puternică, dar nu este exagerat de luminos. Nu are însă bleeding, nu are probleme de genul pe lateral și răspunde bine la comenzi. Încerc să nu fiu prea critic pentru că avem totuși un telefon de buget și sunt mulți dintre voi care ne-au cerut review-uri pentru device-uri de buget. Vreau să văd ce pot obține așadar pentru doar 395 de lei. Hai să vorbim despre platforma, despre partea tehnică. Noi am pus câteva tool pe el, nu ne așteptăm să obținem cine știe ce punctaje, dar la capitolul performanță. Știm că avem un device cu Mediatek. Acest telefon îl mai poți găsi pe piață ca un Allcall S1X, dar ce ne-a bucurat pe noi este că are un procesor Mediatek 6580, este un quad-core la 1.3 GHz, dar vine cu 2 GB de RAM. Pe Android 2.1 RAM-ul acesta face toată diferența, pentru că reușește să folosească foarte puțin din ea. Mai rămâne 1.2 GB liber, ceea ce înseamnă că dacă folosești în paralel un browser, WhatsApp-ul, nu o să ți se întrerupă nimic, nu o să ți se șteargă aplicațiile din background când revii din ele. Cei 16 GB de stocare sunt ocupați parțial de sistem și îți mai rămân 11,22 pentru fotografii, pardon, poze și un pic de video și poate muzică și așa mai departe. Procesorul de care vă spuneam, un quad-core, bine optimizat pentru eficiență. Uitați, în momentul ăsta doar un nucleu funcționează la 604 MHz, este pragul de jos. Trei nuclee stau, încercând să folosească maximum de eficient bateria. Tot acestea, procesorul este de o generație de acum 2 ani, are 28 de nanometri și atunci când pornește, dacă îl pui serios la muncă, va consuma destulă baterie. Display-ul de care vă spuneam, o densitate mică, la 60 de Hz, nu este rău, dar doar 240 de DPI e ceea ce obținei acum vreo 4 ani pe un telefon. Cam acolo este densitatea sau chiar mai slabă. Partea de baterie, în schimb, ne raportează nouă niște chestii un pic ciudate. Raportat Android ci că ar fi de 5000 de mAh bateria, dar este măsurat de aplicație la 4200. Asta nu știu cum să o iau. Bateria starea de sănătate ar fi bună și ne tot gândim la un test de baterie să vedem cum putem verifica dacă avem într-adevăr o baterie atât de mare. Cu toate acestea, bateria este suficient de groasă pentru că nici bateria nu este de ultima generație, de aceea nu are încărcare rapidă, că într-un fel sau altul trebuie justificat acest preț. Și dacă tot avem un telefon cu baterie mare, am luat de la Brand GSM un accesoriu tare interesant. Acesta este un OTG Micro USB la USB 2.0. Este de la Mcdodo, un brand despre care v-am mai povestit. Adaptorul acesta intră pe Micro USB și dintr-o dată telefonul tău are mufă USB pe care poți să pui sticuri cu filme și alte chestii. Dar eu sunt tare curios dacă la câtă baterie are, mai deși pentru alții, mai săraci așa cu bateria. Și o să încerc să văd eu dacă este generos cu un HTC. Și momentul adevărului? Îl încarcă! Ai avut dreptate! Așadar, iați un telefon de top și după aceea mai iați un iHunt cu baterie de 5.000 ca să încarci telefonul. Da, am putea să zicem că acest iHunt Titan P6000 Power nu este un telefon, este o baterie externă de 400 de lei care are și funcție de telefon cu Android. Hai că nu-i uite că încarcă. Bine, aici tu poți să spui Android-ul suportă ca pe USB-ul să pui inclusiv mouse, tastatură, Orice se trece prin minte. Auzi, ia dă asta. De deci ce eu sunt dispus să încerc chiar și așa ceva? Cum este să scrii SMS-uri like a cu un astfel de telefon? A recunoscut tastatura și hai să deschid eu un mesaj nou. Hei, salut! Ce mai faci, Vasile? Cred că n-a scris nimeni niciodată atât de repede pe un iHunt. Unde este Marfa? Adu mai repede Marfa. Never mind. Hai mai bine să ne oprim. Hai că m-am pornit. Deci, acesta este un telefon foarte accesibil cu funcții și cu utilizări pe care doar tu poți să le bănuiești și să le experimentezi în viața ta. Și ia-ți un accesoriu, așadar un OTG, ca să transform telefonul într-o bestie și un încărcător extern sau un încărcător de mașină, un lemonti de bună calitate, prin care să îl încarci oriunde, chiar și cu 3 amperi dacă duce. Tot de la brand GSM. Bun, am vorbit despre platforma asta, mă interesează partea de conectivitate, la capitolul conectivitate ai Wi-Fi, GPS, 4G și Bluetooth și lucrurile obișnuite, dar pe Wi-Fi nu am reușit să mă conectez la Wi-Fi decât 2.4 GHz, adică dacă ai un router mai vechi n ai nicio problemă. Hai să și navigăm, să vedem cum se mișcă, să vedem totuși în viața de zi cu zi dacă o să îl folosești ca pe un telefon pe care să te mai și dai pe net, buhnici.ro, e, yeah. ok. Deci, pe citire este bun, pozele sunt reproduse corect. Hai să și deschidem un clip video, direct din browser. Și sunt curios cum se și aude. Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Casa Buhnici a fost construită cu multe șuruburi și pentru asta ne-au trebuit albastre. Hai, full screen. Perfect. Garet. Nice. Ia uite, gogoașe. de deci este, este... Fără recul! Asta este plasarea noastră. Este utilizabil. Fem și tubulare, care audiența noastră feminină este minimă. ce vrea să băgăm? De încălzire. Pardon. În curând vom la sezonul de încălzire, Obi. A trecut deja pe iarnă? Da. Ok. Se mișcă. Nu extraordinar, dar se mișcă. Poți să te și la video și se aude suficient de tare și suficient de clar, dar nu prea răbas. Cam acolo e. Partea de camere. La capitolul camera avem pe spate două camere, dar țineți-vă bine pentru că avem una de 13 megapixel cu tehnologie Sony și a doua este de 5 megapixel, dual camera. Dar ce putem face noi cu această dual camera? Hai să încercăm să aflăm. Oho, cu multă lumină de contra, cu greu a reușit să o decupeze, dar cu toate acestea reușesc în continuare să deslușesc textul de pe cameră, ceea ce nu este rău, și să văd inclusiv monitorul din spate și chiar să înțeleg ce scrie pe el. Senzorul acesta de la Sony în condoare face o treabă foarte bună și iată că reușit să aducă poze decente pe telefoane altfel foarte accesibile. În lumina zilei va face poze la fel de bune ca majoritatea telefoanelor moderne. Dar pe nu mă interesează, am nevoie să colaborez aici cu colegul meu pentru a face, a încerca să obțin și ceva cu boche. Stai un pic. Nu vreau Face Beauty. Te frumos să mă vorbirești. Poți să mă vorbirești? Stai că a intrat pe Face Beauty și nu mai poți să-l dezactivezi. Și asta ce este? Blur. A, ah, uite mă, de aia are două camere. Doamne, doamne. Deci există. Radu există. Zici că este un blitz deasupra camerei. A, ah, asta e toată poza. Deci, centrul este clar, marginile sunt blurate puternic și blurul se obține printr-o comparație între cele două poze. De funcționat funcționează. Nu este extraordinar, dar funcționează. E acolo. Nu știu câtă lume va folosi însă a doua cameră. 99% din timp o să folosești camera de 13 megapixel pe care am tot testat-o pe zeci de telefoane și este ok. Te încurajez să dezactivezi beauty, că nu te ajută prea tare și ce mai am aici? Normal mode. Cel mai bine o ții pe normal sau treci în panorama dacă vrei să faci panorama. Hai să vedem camera frontală. Și fără să-i cer, mi-a făcut un pic de beautify. Uite-te la skin tone-ul ăsta. Da. A simțit că am nevoie, e ora, nu? Da. Este surprinzător de clară. Da, face poze bune și inclusiv felul în care a să trateze proiectorul acela de contur din spate a, a, mi arată că nu este o cameră rea deloc. Suntem în sfârșit acolo unde nu mai este telefoane în care să facă poze proaste în lumină bună. În lumină proastă acolo e problema sau în lumină complicată. Însă chiar și acolo, lumina complicată, începe să se descurce. Telefonul se mișcă decent, mici întârzieri colo, spre exemplu, un pinch to zoom la poze, am observat, dar Androidul 8.1 vă spuneam că se mișcă datorită celor 2 GB de RAM și a procesorului, care atunci când se trezește muncește. Are un pic de probleme, e ca la turbo, are un pic de turbolag, dar după aia merge. Interfața este viabilă, funcțională, cam aceasta este viteza lui, asta e viteza animațiilor, care maschează și eu un pic din încetinirea la procesorului, dar este mult mai bine decât un telefon de 400 de, de acum un an, și la an lumină față de acum 2-3 ani pentru zona asta. Partea de setări îmi permite să fac puține lucruri, dar alea e importante sunt transfer fișierele. Uite, sunt curios dacă are funcția aia din Google în care sunt transfer conturi pe el. Ia. Yeah. Setup Nearby Device. Deși deci pe asta pot să transfer repede lucrurile prin funcția asta Setup Nearby Device. Smart Wake Up. Ce asta? Double click de screen, bright screen. Yeah. Are gesturi. Ce tare. Deci dacă fac, e deschide chrome Sau mă face muzică. Ia să vedem. Cu ecranul stins. se aprinde ecranul. Ok. Și cu ecranul stins ia să fac un M. Nu? Nu mă era? Paint M. Control Music. Și Paint C. Phone Application. Yeah. Aha, a recunoscut că pentru telefon. Hai să vedem dacă reușește să recunoască mâul. Dacă ești obișnuit cu genul ăsta de gesturi și ai, ai răbdare să joci cu, cu el, e ok. Intelligent sense. In the lock screen, palm is over the phone, brushed unlock screen. Sunt deci de funcții software. Haideți, dacă dai cu mâna deasupra să facă chestii. Ok, hai să vedem. Aha, deci dai cu palma pe deasupra și se deblochează dacă e cu ecranul aprins. Hai să -mi fac o poză lui cu gestul ăsta. O fi pe frontal, ia. Deci dacă dau cu palma prin fața camerei, declanșează ca să nu mai apăsă ecranul. Deci controlez gesturile. Cu două degete poți să controlez volumul. A, ah, ce chestie! Oriunde pe ecran dau, controlez nivelul de volum. Încep să mă prind. Sunt niște chestii interesante aici. Hai că mai bine ne oprim aici. Partea de baterie ne arată că ar mai ține din momentul ăsta cât? Șapte zile? Eu nu cred. Trebuie să testăm chestia asta. Cred că o să-l torturăm pe Radu pentru chestia asta. Nu? Nu-ți aici? Trebuie să găsim un voluntar, ne trebuie un voluntar care să-și bage simul și să l pune să ruleze video. Mâine când vii, îl pui să ruleze clipul ăla cu grătar, 10 ore de grătar de pe YouTube. Dar nu te uiți la el ca să nu se facă foame. Și vezi când se stinge. Da, și ții un grătar și tu. Te uiți să vezi după 7 ore, 10 ore, 12 ore de mici cât s-a consumat din baterie. Te bagi? Trebuie să testăm și chestia asta de aici înainte de ștafeta lui Radu, nu înainte să-mi iau la revedere, dar să vă spun să nu uitați să dați un like, un share și un subscribe și să ne spuneți la comentarii dacă vreți să mai vedeți și alte telefoane accesibile din zona asta de super low cost. Nu toți ne permitem telefoane scumpe, mai ales când le mai și prăpădim. Nu cred că te doare atât de rău inima după un telefon, dar dacă sunt banii tăi munciți cu greu, și 400 de lei sunt importanți. De aceea credem că e important să vedem și telefoane din zona asta de buget. Nu e un telefon cu pretenții mari, dar cred eu că îl va servi decent pe un utilizator care atât își permite. Pentru că mai întâi și-a plătit întreținerea și abia apoi și-a luat telefon. Dar eu sunt tare curios dacă pe un telefon de 395 de lei funcționează aplicația cu mâncare. Vrei să încercăm? Dacă faci o comandă de grup prin HIP menu, poți depăși valoarea telefonului în mâncare. Surprindeți colegii. Fă o comandă de grup de pe... Uite, hit menu. Ia să vedem. Uite, mă, merge hit menu și pe un telefon de 395 de lei. Acum ne caută localizarea, ne caută adresa. Nu avem GPS, așa că o să sper din Wi-Fi. My current location și o să zic delivery. Ia să vedem, oare au poze cu mâncarea de la Cocoșatu? Oare ce, se... ce este la meniul de la Cocoșatu? Antreuri calde, camembert, tușlama, la cașcaval. Dar unde sunt lucrurile alea importante? Ciorbe, pește, preparate din carne. Oare mici au o secțiune separată? Că eu pe aia caut. Vreau să vă poze cu mici. Deci la Cocoșatu nu se mai fac mici? Grătar, mă. Uite, mă, grătar. Cât mai sunt mici de la Cocoșatu, afli din aplicația Himeneu, unde poți face o comandă de grup cu 5 bucăți, plus varză călită, cartofi natur, pire de cartofi, mă liguță, mai au oare castraveții amurați? Eu o să-i pun cu cartofi la Cocoșatu și cu salată de murături asortate. Eu stresez pe Radu dacă nu v-ați prins. Okay. Așa, add to choices și să-mi adaug ceva, nu știu. te să fac o comandă de grup pentru mici. Am trebuit să o văd și pe asta. Auzi, te gândeai tu vreodată că o să ajungi să faci comandă de grup într o aplicație pentru mici de la Cocoșatu? Pe un telefon de 395 de lei? Hai mai bine ne oprim aici că dacă nu află și George și nu știu, hello George. Hello George, tu mănânci mici? Și după ce se spală pe Da, exact. Uh, hello George, dacă vii să mănânci mici la noi, să ții la tine niște flos. Sau o de dință electrică, de preferință, că după aia nu știu cum intri la loc în bancă. Și gata, ne-am oprit aici. Nu uita să ne dai un like, un share și un subscribe. Și până a ta viitoare, să mănânci mici. Hai să luăm o pauză să mâncăm, cum s-a făcut foame.